Bună ziua, dragi prieteni, și bun găsit la o nouă emisiune de Ce citim. Astăzi ne întoarcem la literatură. Am un invitat din domeniul literar și a managementului cultural. O să vă spicuiesc din CV-ul domniei sale. Este scriitor, manager cultural și membru al Uniunii Scriitorilor din România. Promotorul și inițiatorul unor evenimente culturale care au avut loc în țara noastră și în străinătate, în strânsă legătură cu activitatea de diplomație culturală a statului român. Din anul 2018 până la numirea sa într-o anumită funcție importantă, a ocupat funcția de director al Direcției și Centrul Cărții din Institutul Cultural Român, unde a organizat prezența României ca țară invitată de onoare la târgurile de carte de la Madrid și Beijing. A obținut statutul de oraș invitate pentru București și Timișoara la Salonul de Livre de la Paris, punctând pentru prima dată statutul de țară invitată în diferite formule pentru 3 ani consecutivi. A fost membru în comitetul director al ICR, a participat la gestionarea programului sezonului cultural România-Franța și a festivalului Europalia 2019. Este licențiat în istorie al Universității de Vest din Timișoara, Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, absolvent al Masteratului de Relații Internaționale și Integrare Euroatlantică din cadrul Universității București, Facultatea de Istorie. A urmat un program doctoral în perioada 2009-2013, specializarea filologie în cadrul Universității de Vest din Timișoara, obținând titlul de doctor în iulie 2013. De asemenea, este lector titular al Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București, unde predă cursuri de istorie și didactica istoriei, educație interculturală, comunicare și relații publice. A publicat în majoritatea revistelor de cultură din România. Cărțile sale au fost publicate de edituri ca Paralela 45, editura Cartea Românească, editura Vinea, editura Muzeului Național al Literaturii Române. 2 dintre volumele sale de versuri au fost traduse și difuzate în Spania și Franța. Și închei spunând că activitatea sa literară a obținut mai multe premii și distincții, nominalizări, printre care amintim premiul Mircea Ciobanu, acordat de Uniunea Scriitorilor din România pentru volumul Plin închisori și Plin libertate în anul 2019, premiul pentru poezia al revistei Convorbiri literare la Iași în anul 2019, premiul special acordat de filiala Timișoara Uniunii Scriitorilor din România, tot pentru volumul Plin închisori și Plin libertate în anul 2019. Premiul revistei Luceafăru din cadrul festivalului Tudor Arghezi în anul 2007. A fost nominalizat la Premiul Academiei Române Mihai Eminescu în 2018 și 2020. Invitatul meu de astăzi s-a născut în anul 1983 la Târgu Jiu, este căsătorit și are 2 copii. Îi spun bun venit la De ce citim lui Andrei Novac. Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Andrei, mă bucur că ai ajuns în studioul De ce citim, în studioul De ce News, și îți citeam așa impresionantul CV. O să te rog să fii de acord ca astăzi să abordăm mai multe fațete ale personalității tale, pornind și din anii mai de început, venim până în zilele noastre. Pe lângă toate acestea, am lăsat la sfârșit să menționez faptul că ai și o funcție de mare răspundere în statul român, și anume secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Am mai avut un invitat acum 3 săptămâni din zona asta strategică a statului român și am spus atunci că, iată, generația tânără are exponență de bază cu care se poate mândri și care pot la un moment dat prelua conducerea așa țării, încât să ieșim din prejudecata asta că numai lucruri rele ni se întâmplă. Vreau să te întreb pe tine, în primul rând, cum te-ai defini? Cum ți-ar plăcea să te vadă ceilalți?
Adică cum să-și aduc aminte, că de fapt despre asta este vorba, că așa cum ne văd ceilalți e foarte complicat, mai ales în dinamica care există în societatea contemporană de astăzi. Nu știu, cred că cel mai mult țin la acest statut de scriitor. Și cred că, într-un fel sau altul, legătura pe care ai făcut-o, aș vrea, cred că e mai ușor să ne tutuim pentru, sigur. Cum să spunem, vorba lui Nichita Stănescu, pentru comoditatea vorbirii, cred că este mai simplu și oricum, din moment ce există același tip de relații și în viața de zi cu zi, e normal să avem această abordare. M-aș defini ca fiind un om care e preocupat cumva, apropo de ce spuneai, acum la sfârșitul prezentării vis-a-vis de aceste funcții. Eu niciodată n-am fost, cum să spun, omul care să-și dorească o anumită funcție sau să urmărească nominalizarea într-o funcție sau cealaltă. Ideea este că, într-un fel sau altul, există o responsabilitate foarte mare și pentru noi și cred că este de datoria noastră să încercăm să facem lucruri esențiale pentru societatea românească, pentru a impune într-un fel sau altul lucrurile pozitive care definesc societatea de astăzi, pentru că sunt foarte multe lucruri pozitive, sunt foarte mulți oameni foarte valoroși care fac parte din generația asta sau din alte generații. N-am fost niciodată foarte ancorat neapărat doar în generația mea. N-am crezut și nu o să cred niciodată că doar ceea ce am făcut noi sau ce facem noi este important. Cred că, din foarte multe puncte de vedere, acest mix între generații, între oameni care doresc să schimbe lucrurile în bine, doresc să păstreze lucrurile care sunt bune și care aparțin celorlalte generații, de aceea, cumva, am și am avut întotdeauna o legătură foarte strânsă și cu generațiile literaturii române care au fost cumva înaintea noastră, nu cei care sunt de vârstă cu noi sau de vârste apropiate. Mi se pare esențial și apropo de ce aminteai de lucrurile pe care le-am făcut, eu nu știu dacă sunt atât de spectaculoase, cert este că de fiecare dată când m-am aflat într-o poziție așa cum a fost cea de la Centrul Național al Cărții, mi-am dorit foarte mult să las lucruri pozitive în urma mandatului pe care urma să-l am acolo și cred că într-o oarecare măsură am și reușit acest lucru și asta mi-aduce o mulțumire sufletească extraordinară, tocmai pentru că am înțeles și înțeleg de fiecare dată că valoarea nu este dată nici de vârstă, nici de generație, nici de un anumit context. Da? Sunt oameni care pot să facă performanță chiar dacă, nu știu, nu confirmă de la început, au anumite sincope pe parcurs și așa mai departe. Cred că fiecare dintre noi, apropo de a ne defini, am primit la un moment dat câte o șansă din partea cuiva, poate în momente în care nu meritam acea șansă, pentru că persoana respectivă a văzut în ceea ce am putea noi să facem lucruri cu adevărat importante. Și în cazul meu, cred că una dintre persoanele cele mai importante care mi-au influențat într-un fel sau altul activitatea literară este Cornel Ungureanu de la Timișoara, domnul profesor Cornel Ungureanu, care este și președintele filialei unui scriitor de acolo, de la Timișoara, și care mi-a fost îndrumătorul tezei de doctorat. E o persoană la care eu țin foarte mult și cred cu tărie că a făcut acest gest pentru mine de mai multe ori când, în momente în care poate nu meritam susținerea totală, să spunem, pe anumite segmente. Dar a făcut-o fiind convins probabil că la un moment dat mă voi ridica la nivelul acestor așteptări pe care le-a avut întotdeauna de la mine. Deci, cred că o definiție a mea e dată cumva de lucrurile pe care am încercat să le fac. E adevărat că fiecare dintre noi își dorește să facă lucruri extraordinare. Într-o anumită măsură uneori reușim, alteori nu. Important este, apropo de generația asta din care noi facem parte, să încercăm să schimbăm lucrurile în bine. În ceea ce privește funcția asta pe care am amintit-o, și într-adevăr este o funcție care mă onorează și care m-a responsabilizat foarte, foarte, foarte mult în ultimul an și jumătate, ea este cumva, cum să spun, n-am privit-o niciodată ca pe o
cum să spun, ca pe o trecere către o poziție superioară sau oricum activitatea pe care am avut-o la Centrul Național al Cărții a fost una care mi-a plăcut foarte mult și la care țin realmente foarte mult, dar evident că nu putem să rămânem blocați într-o anumită poziție. E bine ca lucrurile să se schimbe la un moment dat, să vină și alți oameni cu altă viziune, cu alte perspective, dar funcția asta de demnitate publică pentru mine este una foarte onorantă. Consider că aportul pe care l-am adus eu întotdeauna la ceea ce înseamnă dezvoltarea României, așa cum spuneai tu, fiecare, sigur, pe segmentul pe care își desfășoară activitatea, pentru mine, repet, onoarea asta este extraordinar de mare și, într-un fel sau altul, cum să spun, îmi demonstrează și ar trebui să demonstreze tuturor că se pot face lucruri extraordinare și în România și că, din foarte multe puncte de vedere, această marotă care a fost rostogolită după 1990, după Revoluția din 1989, România nu se poate face nimic, poate fi foarte ușor demontată și cred că România are nevoie ca mare parte din oamenii care se definesc cumva la personalități în această țară, și aici nu mă refer neapărat persoane publice, mă refer la oameni profesioniști, trebuie să se întoarcă cumva și să încerce să contribuie și cred că România are o evoluție mai mult decât pozitivă în ultimii 30 de ani la, cum să spun, la o definire concretă a valorilor care ne definesc pe fiecare dintre noi. Mulțumesc pentru descriere, Andrei, așa este. Voiam să amintesc și volumele care au o parte din cărțile pe care le-ai publicat au titluri, în primul rând, incitante, Regula timidității. Chiar o să te rog așa să le faci câte o mică prezentare. De mâine suntem pământ fierbinte, ce frumos, prin închisori și prin libertate, iarăși foarte incitant, și motivul, urmăritorii noștri văd titlul afișat, Lumea ta, carnea mea, oasele noastre. Ai avut lansarea în decembrie la târgul Gaudeamus, motivul pentru care ne-am întâlnit, dar de aici pornim la o întreagă emisiune în care vrem să aflăm cât mai multe despre tine și despre scrisul tău. Hai să o luăm așa, bun, ca o scurtă plecăm cu Regula timidității. Da, Regula timidității. Da, e un volum pe care l-am publicat în 2016, cred. Este motivul pentru care mi-am și făcut pagina de Facebook. O să pară amuzant. Eu, terminând cumva un profil uman, n-am fost niciodată foarte atras de această zonă a tehnologiei, cu toate că chiar le spuneam studenților mei de la Universitatea București, acolo unde sunt cadru didactic asociat, despre faptul că problema nu este a tinerei generații, problema este a noastră, că noi știm să ne adaptăm la cerințele și așteptările pe care ei le au. Și atunci, în momentul în care, nu știu, vrei să organizezi un eveniment, vrei să publici o carte, eu cred că ar trebui să te raportezi foarte mult la ce înseamnă societatea în ziua de azi. Apropo de ce am discutat la început, nu cred că lumea citește mai puțin sau înainte citea mai mult sau era mai apropiată. Eu cred că, într-un fel sau altul, există un public, chiar și pentru literatură, chiar și pentru muzică, cu toate că față de generația mea și a ta, lucrurile s-au schimbat puțin, adică lumea nu mai ascultă același tip de muzică, cu toate că probabil că noi spuneam rock-ul nu are cum să pierdă din așa, într-un fel sau altul cred că am mai pierdut, din ce văd eu ce se întâmplă în piața muzicală, dar am văzut, să fac o paranteză ca să nu se plictisească lumea că vorbim doar despre literatură, am un foarte bun exemplu, am văzut în vară, după o distanță de 6 ani de zile, apropo de cartea asta despre care o să vorbim prima dată. Deci Regula timidității din 2016. Da, am văzut un concert al trupei Queen, într-o nouă formulă, cu un solist vocal. I-am mai văzut o dată și în 2016 în România, am văzut în Bolonia astă vară. Și mi-am dat seama că se pot întâmpla minuni. Apropo de, nu schimb stilul muzical, nu vii cu nicio piesă nouă, vii cu un concept de prezentare extraordinar, vii cu un solist al tinerii generații față de generația lor de vârstă cu noi,
da? Și poți să aduci pe stadion oameni de toate generațiile, de la copii care vin cu părinți, au 10, 12, da. 13, 14 ani. Deci se poate. Ne adică asta, da, asta zic. Deci se mai întâmplă. Adică atâta timp cât accepți anumite lucruri, poate să existe progres. Așa se întâmplă și cu această carte. În 2016, eu îmi doream foarte mult să public o carte la Cartea Românească și să-l am editor pe Călin Vlasie. Și am luat legătura cu el și el mi-a spus, uite, acum pregătesc un concept nou, ceva extraordinar, aș vrea să las deoparte cumva vechea colecție Avanpost, în care mai publica o carte sau două, dar o să scot acum în două serii ceva extraordinar, am un grup pe Facebook, trebuie să te înscrii acolo pe grupul de pe Facebook. Și atunci mi-am făcut pagina de Facebook. Așa a apărut la sfârșitul anului 2016, pentru că foarte multe dintre cărțile pe care le-am publicat au apărut la sfârșitul anului. Sunt cumva strâns legat de 11 ani de acest târg Gaudeamus, unde mi-am lansat mare parte din cărți începând cu 2011. Și m-am înscris în grupul ăla, a apărut această carte, avea, cred că, o postfață scrisă de Răzvan Voncu. Nu cred, sigur, așa a fost. Redactorul șef al României Literare. Redactorul șef al României Literare. Într-un fel sau altul, conceptul a fost unul benefic, pentru că a adus, acum vorbesc la modul general despre această colecție, care, din păcate, s-a stins odată cu trecerea timpului, n-a reușit să rămână așa cum se preconiza la început. Mă rog, s-au și produs acolo niște schimbări administrative în timp. Cartea este într-o zonă foarte sensibilă. E o carte pe care am scris-o, probabil, cred că prin 2014. Am așteptat, cred că, un an și ceva până să o public, tocmai pentru că mi-am dorit să-l am editor pe Călin Vlasie și mi-am dorit să fac parte din acea colecție, care, la un moment dat, a strâns cumva un public al ei. Și pe pagina de Facebook, repet, eu nefiind cumva un mare fan al activităților culturale pe Facebook, cu toate că accept varianta în care există un nivel al promovării pe care n-ai cum să-l atingi altfel. Aveam o experiență înainte de acest episod care practic a născut acele cărți de pe Facebook, din anii 2000-2005-2006, când exista, și există și acum, acea platformă poezia.ro, cred, Agonia. Da, da, da. Care avea un cenaclu, atunci încă mai erau la modă cenaclurile literare la Cafe Deco, la Teatrul Național. Și e o perioadă în care eu am publicat Vârsta Sării, o carte care a fost editată de Muzeul Național al Literaturii Române. Și atunci mi-am dat seama, cu toate că acea comunitate avea două festivaluri de literatură, unul vara, unul în iarnă, unul se desfășura la Pudna, celălalt la Agigea, cu toate că era o comunitate mare și atunci număra, cred că, 10.000 de oameni, efectul pe care l-au așteptat cei care au pregătit acest concept n-a fost cel scontat din punctul meu de vedere, pentru că cred că în România există public pentru literatură, dar cred că scriitorii nu prea să citesc între ei. Asta este o părere personală. Da, da, da. Și atunci, cumva, acel grup era generat tocmai pentru a crea o forță, în sensul în care exista și o librărie online, atunci nu era Facebook, atunci era doar o platformă online, așa cum cred că există și acum și că site-ul încă mai există. Deci cumva această carte venea după acest episod, între ele a mai fost o carte publicată la Timpul, la editura Timpul la Iași, dar e o zonă, cum să spun, care pe mine mă definește într-un fel sau altul, apropo de ce ai scris, de ce ai spus tu la început, e felul în care văd eu sau cred că poezia trebuie să fie scrisă. Asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să scrie la fel cum scriu eu, Doamne ferește, sau eu ar trebui să scriu la fel cum scriu ceilalți. Cred că fiecare dintre noi trebuie să aibă o formulă care să-l definească într-un fel sau altul, apropo de cum mă văd eu pe mine. Cred că într-un fel sau altul, cartea asta e una dintre definițiile pe care mi-aș putea da-o eu. E o carte care... Deci simți că te reprezintă. Da, da. Fiecare dintre cărți, dintre cărți mă reprezintă. Mi-e mai greu acum, uitându-mă în timp, apropo de retrospectiva asta pe care ai făcut-o vis-a-vis de aceste cărți, dar cărțile pe care le-am publicat, eu am debutat la 17 ani, după un festival la care am participat, Tudor Arghezi la Târgu Jiu, am publicat o carte. Atunci s-a creat un fel de emulație din asta în jurul acestei activități și au fost mai mulți puși care au publicat cărți în următorii 10 ani. Dar, repet, eu am luat-o de la început foarte serios, adică
N-am făcut lucrul ăsta dintr-un mof sau dintr-o impresie că mi-aș dori sau nu mi-aș dori să fac ceva. De aceea și în momentul de față mă raportez foarte serios la această activitate și încerc pe cât se poate să, cum să spun, să reușesc să definesc într-un fel sau altul forma asta pe care eu o văd ca fiind reprezentativă pentru mine, forma asta de a scrie, de a scrie poezie. După aceea, o paranteză mică, Andrei, doar ai pomenit de Târgu Jiu și așa, te-aș întreba când ai simțit sau când ai scris și chiar și așa pentru cronologia emisiunii și pentru statistica prima emisiunii. Dată. Când ai scris prima, că ți-aduce aminte când ai scris primul poem? Da, mi-aduc aminte foarte bine. Povestește-ne un pic cum ai început, că foarte mulți tineri au o timiditate, se apucă, scriu, poate mulți au citit mult și zic, măi, aș simți să scriu, dar nu știu cum să fac. Tu cum ai făcut? Asta cu nu știu cum să fac și la mine a funcționat. Da. Pot să spun, adică acum ar suna ca un șablon, dar e perfect adevărat. Adică n-am de ce să încerc să remontez chestiunea asta, că toată lumea poate încearcă să-și romantizeze după 20 și ceva de ani din momentul în care am publicat prima carte. Pare cumva esențial să găsești așa o formulă care să prindă foarte bine la public, să spunem. Eu mi-am dorit dintotdeauna. Chestiunea este că n-am crezut că o să pot să scriu poezie, adică eram convins că o să încep să scriu proză. Am încercat, eram totuși un puști și am scris pur și simplu. Adică nu a fost, efectiv mi-am dorit și am început să lucrez foarte mult, în sensul în care, evident, la vârsta aia, 16-17 ani, probabil că e foarte simplu. În adolescență. Citeam foarte mult, din păcate citeam mai mult decât citesc acum. Și am încercat să definez cumva o formulă în care aș putea să fac lucrurile mai altfel decât le-au făcut ceilalți. Evident că în prima fază neapărat că n-aș fi și acum cumva marcat de scritorii importanți și ai literaturii române și nu doar ai literaturii române, dar atunci eram cumva sub această aură extraordinară a lui Nichita Stănescu, care am păstrat-o și cred că într-un fel sau altul lumea asta pe care Nichita Stănescu a reușit să o creeze, fascinația asta pe care a lăsat-o în jurul nu doar operei lui, în jurul poeziei în general, m-a captat și am avut și bucuria să cunosc parte din oamenii care au fost foarte apropiați. Apropo de Belgrad, un cinci prieten, l-am cunoscut foarte bine pe Anghel Dumbrăveanu, Dumnezeu să-l ierte, l-am cunoscut foarte bine și am fost foarte bun prieten cu Adam Puzloici. Ei au păstrat cumva sau au încercat să păstreze mai mult Adam, au încercat să păstreze cumva farmecul ăla pe care Nichita Stănescu l-a lăsat în jurul lui, legendele care s-au născut după aceea de la oameni care nici măcar nu-l văzuseră niciodată, dar povesteau despre prezența lui Nichita Stănescu. Asta mi se pare fabulos, mi se pare cea mai frumoasă poezie, oricum. Și în perioada respectivă, evident că farmecul ăsta m-a dominat și pe mine, cu toate că cum să spun, el părea cumva foarte îndepărtat, m-a captat și, cum să spun, viața mi-a dat posibilitatea să întâlnesc parte din oamenii care au fost foarte apropiați de Nichita Stănescu, să-mi vorbească despre el, așa cum e cazul lui Anghel Dumbrăveanu, care mi-a povestit foarte mult, inclusiv despre acest episod Belgradul în cinci prieteni, cum s-a născut el și așa mai departe. Deci, a fost primul tău model, Nichita Stănescu. Da, nu i-a spune neapărat model, e o persoană, cum să spun, alături de care eu am vibrat foarte mult. Aici discutăm efectiv, așa cum discutăm despre, apropo că am dat exemplul ăsta cu muzica, da? Și în ceea ce privește muzica, există artiști care definesc cumva această stare concretă de artist. Cred că Nichita Stănescu a fost un poet prin definiție, cum cred că, nu știu, anumite trupe din muzică au fost și sunt, cum să spun, trupe care nu doar cântă, dar și trăiesc lucrurile pe care le fac. Cred că Nichita Stănescu a avut acest avantaj și cred că goana asta în care noi funcționăm, din păcate, într-o lume care este digitalizată complet sau aproape complet, este într-o grabă, cum să spun, continuă, ne scoate cumva de pe frumusețea, de pe făgașul ăsta foarte frumos al lucrurilor trăite efectiv, să ai timp să trăiești poezia, să ai timp să te bucuri de ea. Cred că Nichita Stănescu a reușit acest lucru.
Și într-un fel sau altul, apropo de ce mă întrebai cum a reușit să scriu, m-a dominat chestiunea asta. Mi s-a părut, poate că atunci la început nici măcar nu m-am gândit că voi publica vreodată o carte, cu siguranță că nu m-am gândit. Dar ce n-am făcut-o, cum să spun, având cumva un traseu exact. N-aveam un plan. Planul era, mi-am dorit și am crezut că, într-un fel sau altul, existența mea pe acest pământ, apropo de obiectivul pe care fiecare dintre noi îl are pe acest pământ, este cumva, sau ar putea fi cumva, dată de această bucurie a, cum să-i zic, a trăirii lucrurilor în care crezi. Și atunci, deci aveai poezia, finicul ăsta da, de a scrie poezia, și... Poezia a devenit cumva, cum să spun, sursa mea de existență, eliberarea mea, șansa mea de a putea să depășesc anumite momente grele, pentru că în momentul în care crezi, și am spus-o mereu asta, în momentul în care crezi în lucrurile pe care le faci, nu are cum să nu, la un moment dat, lucrurile nu au cum să nu să intre într-o zonă care să-ți aducă cumva o bucurie, n-aș spune satisfacție. Mi se pare, cum să spun, un cuvânt care nu are nicio legătură cu o activitate atât de frumoasă cum este asta a scrisului în general. Și cred că am spus și asta, bucuria cea mai mare este momentul în care scrii textul respectiv. Nu se compară nici măcar cu momentul în care vezi o carte care e foarte frumoasă, e cumva eliberarea absolută a lucrurilor pe care ai reușit să le faci sau să le trăiești în perioada care a trecut. Da, ai dreptate, nu m-am gândit la asta, dar așa e și... Eu așa le-aș defini, adică nu fac din asta, da. din prezența publică un spectacol, consider întotdeauna, lăsând la o parte chestiunea asta care este o onoare absolută de a putea să reprezint România, de a putea să fac lucruri care să conteze pentru generațiile care vin, pentru generațiile actuale, asta legată de literatură e cumva o bucurie care îmi dă mie posibilitatea să-mi găsesc argumente pentru a merge mai departe de fiecare dată. Asta rămâne, cum să spun, partea care, din punctul meu de vedere, pe mine mă definește într-un fel sau altul. Lăsând la o parte, cum să spun, omul de zi cu zi, omul care este implicat, pentru că, din nefericire, literatura, poezia nu poate deveni cumva, de asta zic, la Nichita Stănescu încă se mai puteau întâmpla lucrurile astea, poezia să fie cumva și forma care te definește în toate activitățile pe care le-ai putea întreprinde. În momentul ăsta, poezia este o zonă de foarte mare nișe, dar la care noi ținem foarte mult și faptul că suntem cumva, cum să spun, într-o luptă din asta extraordinară, de a avea curajul să spunem că uite, eu scriu poezie, eu cred în lucrurile astea, cu toate că la nivel general societatea, și nu doar cea românească, nu mai este interesată de aceste lucruri și nu mai sunt lucruri, cum să spun, care ar putea să te scoată cumva într-o lumină extraordinară. Lumea poate să uite la persoanele care vorbesc despre literatură sau încearcă să explice că literatura ar conta ca la niște persoane puțin ciudate, ca să nu zic, sau neancorate total în ceea ce se întâmplă în lumea de astăzi. Da, Andrei, îți propun să trecem la volum, să-l prezint și o să ne mai întoarcem și la celelalte cărți. Te rog, prezintă-l, spune-ne cât ai lucrat la el, după aia mi-ar plăcea să și citești o să și câteva citim, poezii, sigur. Mulțumesc. Să vorbească și poezia, da. Cum se zice. Este o carte foarte frumoasă, am bucuria să spun că... Poți să o arăți un pic, ca să o recunoaștem în librării? Sau... Da, în ultimii 11 ani, 12 se fac anul ăsta, am publicat mai multe cărți la care am lucrat cu trei artiști vizuali la care țin foarte mult. Cartea pe care am publicat-o, apropo de Gaudeamus, asta se leagă cumva și de lansările pe care le-am făcut la Gaudeamus. Cartea pe care am publicat-o în 2011 la editura Brumar din Timișoara, având un redactor de carte pe Robert Șerban, și al cărui vizual a fost realizat de Mihai Zgondoiu, e primul artist vizual cu care am lucrat. Îmi place să cred că sunt în relații de amiciție cu amândoi. Salutăm, sigur. După aceea, la această carte, Prin închisori și prin libertate, care într-un fel sau altul a fost o carte care a avut un succes extraordinar, sunt deja două ediții în spaniolă și în franceză care au fost publicate, e o carte care a luat foarte mult
multe premii, a fost și nominalizat, a avut și foarte multe cronici. La ea am lucrat la prima ediție cu Flavia Lupu, după aceea am refăcut cumva cartea în 2021. Ea a apărut la editura, inițial a apărut la Cartea Românească, după aceea a apărut la editura Velant, o ediție de lux. Uite, n-am reușit să ți-o dăruiesc, dar o să ți-o dăruiesc cu mare plăcere când ne vedem data viitoare. E o carte care e însoțită de câte o lucrare, fiecare text e însoțit de câte o lucrare grafică și există din cele 62 de lucrări grafice care însoțesc textul, 10 lucrări pe care noi le-am ales. Și Flavia a realizat câte 50 de linogravuri care sunt numerotate de la 1 la 50 și fiecare carte are câte o linogravură originală. E o carte pe care am, nu știu dacă să-i spun relansată, pe care am pus-o cumva în discuție la Muzeul Literaturii din București în 2021, având și expoziția cu lucrările care însoțesc textele din carte. Îi mulțumesc domnului Ioan Cristescu și lui Bogdan Ghiu pentru că el a fost curatorul acelei expoziții și a scris un text extraordinar despre carte. Îmi pare rău că n-am fost suficient de inspirați și mă rog, în goana aia de a scoate cartea, era semi-pandemie, era pandemia pe final, dar erau totuși niște dificultăți care ne-au însoțit în activitatea asta, că acel text nu apare, ar fi fost foarte frumos să apară în deschiderea cărții. Acum, discutând despre această carte, Lumea ta, carnea mea, oasele noastre, o carte pe care am definitivat-o, să spun așa, acum un an și jumătate, timp în care apăruse deja acea antologie de Mâine este în pământ fierbinte, antologie care cuprinde, cred eu, cele mai importante texte, la care am lucrat la fel tot cu Flavia Lupu, partea vizuală e realizată de ea, cele mai importante texte pe care le-am publicat în cele 8 volume pe care le publicasem până atunci, o carte care iarăși a avut un succes pentru piața din România, s-a vândut un tiraj, inițial a apărut la Parola 45, după aceea editura Junimea a publicat a doua ediție a cărții. Acum, ajungând la această carte, am lucrat cu Mircea Cantor. Mircea Cantor, pe lângă faptul că este un artist extraordinar, este prietenul meu și această carte este într-un fel sau altul cumva o definiție a lucrurilor în care noi credem. Chiar dacă discutând despre poezie am avut aceeași chestiune legată de această Prin închisori și prin libertate, toată lumea din presă când a publicat-o a crezut că e ceva de memorie, că e vorba despre... Ea se axa cumva pe ceea ce s-a întâmplat României cumva de-a lungul timpului. Se axa și pe faptul că urmau 30 de ani de la Revoluție și așa mai departe, dar în esență nu este o carte despre asta. Nu vreau să mă întorc la acest volum. Acest volum, mă refer aici la textele din acest volum, au apărut în marea lor parte în revista România Literară și mulțumesc revistei pentru că aproape toată cartea a apărut în acești 2 ani, jumătate, 3 ani de zile, au apărut publicate în România Literară. Are, repet, 7 lucrări făcute special de Mircea pentru acest volum. Îi mulțumesc domnului Nicolae Manulescu care a scris câteva cuvinte pe coperta 4 a cărții și foarte important, mulțumesc foarte mult editurii Litera pentru că lăsând la o parte frumusețea acestor cărți, ea se datorează într-un fel sau altul artiștilor vizual cu care am lucrat, pentru că fiecare dintre ei a avut și a impus anumite pretenții editorului și îi mulțumesc domnului Vidrașcu pentru că efectiv a scos o carte extraordinară de poezie. Nu pentru că este cartea mea, ci pentru că în sine ea devine cumva un obiect. Apropo de ceea ce vorbeam noi până acum, despre ce se întâmplă cu poezia în societatea contemporană. Cred că într-un fel sau altul această legătură care trebuie să existe vizuală, cartea este disponibilă și pe platforma Voxa și aici vreau să mulțumesc că am lucrat cu 2 actori extraordinari și cu un muzician extraordinar, toți 3 sunt prietenii mei, Ștefana Sanfira, George Costin și Eugen Mihăescu de la trupa Krypton. Eugen ne-a oferit 4 calupuri muzicale care deschid fiecare și închid fiecare capitol din carte. Ștefana a recitat prima și ultima parte, iar George a recitat cea de-a doua parte, cartea e împărțită în 3, da? Toată lumea m-a întrebat ce înseamnă Lumea ta, ce înseamnă Carnea mea, ce înseamnă Oasele noastre. Te întrebăm, da, și noi, că odată și doi voiam să remarc că la toate cărțile, cred că îți place să pui artele împreună, nu?
și da, grafica, da, cu da, muzica. Da, da. Cu... Cred, apropo de asta, cred că e foarte important ca poezia să vină cumva alături de aceste arte despre care tu vorbeai, pentru că altfel rămasă cumva singură într-un context care nu este niciun fel favorabil, din păcate. Cartea de poezie ar fi cumva izolată într-o mare, să spunem, de cărți într-o librărie. Știm foarte bine, cărțile de poezie sunt, trebuie căutate cu foarte mare atenție, adică trebuie să fii un foarte mare specialist ca să le găsești pe raft. M-am bucurat, apropo de asta, că cartea a apărut la recomandări și la noutăți în anumite librării, ceea ce mi se pare extraordinar pentru o carte de poezie, nu pentru că e cartea mea, ci pentru că eu cred și cred că e important ca o carte de poezie să iasă în condiții extraordinare. Apropo de ce spuneai, să alăturăm artele, ultimele, de exemplu, prin Închisori și prin Libertate, varianta asta, să-i spunem, de lux, care a fost publicată de editura Velant, are la fel un cod QR și există textele de data aceasta recitate de mine. Cartea care a apărut în Franța la sfârșitul anului trecut, varianta în franceză a volumului prin Închisori și prin Libertate, are de altfel un cod QR care are recitate trei dintre textele care sunt în carte pe muzica Ramonei Horvat, pentru care îi mulțumesc Ramonei. Am și avut un spectacol la Paris după lansare, un spectacol extraordinar în care o actriță franceză a recitat cred că 7 sau 8 texte din carte în timpul unui eveniment de jazz care a avut loc la Paris, care rămâne cumva memorabil pentru că înainte de evenimentul de jazz am urmărit, apropo de lumea asta foarte ciudată în care trăim, finala campionatului mondial. Și a fost foarte haios pentru că jumătate din local ținea cu Argentina, jumătate ținea cu Franța. Și a fost cumva o chestie care ne-a epuizat reciproc, cu fiecare dintre noi care ne aflam, nu mai spun în ce tabără mă aflam eu. Întorcându-ne la această carte, mă bucur că ea a apărut în decembrie anul trecut. S-a bucurat într-adevăr de o atenție foarte mare la târg și cu toate că ea a apărut fizic, să spun așa, am intrat în posesia ei cu 2 ore înainte de lansare. Repet, lansarea a avut parte de o atenție care m-a făcut să-mi schimb cumva, apropo să-l cităm pe Robert Șerban, pentru că el a avut o zi înainte o lansare de carte și a lansat antologia după, cred că, 24 de ani, 25 de ani de activitate și a spus, încep să cred în lansările de la târg, pentru că la târg lumea fuge dintr-o parte în alta, fiecare dintre noi suntem invitați, ba în stânga, ba în dreapta. E gălăgie. Și e gălăgie foarte mare, dar în acea gălăgie și, cum să spun, într-un târg mai atipic anul ăsta. Se aude și vocea poeziei. Da, se aude și vocea poeziei, ceea ce cred că este foarte important, pentru că, din nefericire, sunt foarte mulți editori, apropo de, aș vrea să mă întorc și asupra acestei probleme, care vor să mai publice poezie. Eu cred, cum să spun cu tărie, că există loc și pentru poezie și că, într-un fel sau altul, sigur că e greu să-ți consumi cumva energia de promovare către poezie în condițiile în care cărțile de poezie apar în tiraje destul de mici față de, nu știu, literatura universală sau față de alte lucruri care contează și din punct de vedere al vânzărilor. Dar cred că din anumite puncte de vedere și poezia merită cumva o nișă mai bine definită. Și lupta mea în a încerca să publicăm cărți care să arate, cum să spun, că poezia este într-adevăr, este de nișă, dar se află pe o nișă pe care nu poate să intre altcineva și că e bine ca lucrurile astea să fie conservate și să fie cumva apărate mai mult de ceea ce înseamnă, nu știu, valori din societatea contemporană. Pentru că fără poezie și fără a putea să definim frumos lumea în care ne aflăm, apropo, și pe care o trăim și în care ne definim, nu prea avem nicio șansă din punctul meu de vedere. Lumea va rămâne la fel, se va, cum să spun, se va ostiliza, se va bucura, va fi tristă, va fi veselă, dar, repet, lucrurile astea care țin de poezie sunt, într-un fel sau altul, cele care ne dau posibilitatea să fim liberi cu adevărat. Și, Andrei, hai să citim mai bine. Citim. Și după care să ne și spui titlul, cum l-ai ales și ce înseamnă, că tot ai fost întrebat. Da.
Citim, sigur. Nu e nicio problemă. Frumos să citim câteva poezii. Da, o să citesc, pentru că e un text pe care l-am ales când am discutat cu cei de la editură. M-au rugat să aleg un text pentru una dintre clapete și e un text, cred că foarte frumos, și care definește, dă cumva o definiție acestei cărți. Către lumi. Aici ne-am schimbat. Oameni care și-au uitat viitorul atât de repede. Un rit bătut în piatră cubică inegală. Aici am iubit și am plâns, fără să intuim niciodată ritmul. Umbre avide de apă. Aici am uitat să venim, să ne camuflăm în tăcere, într-o primăvară uluitoare. Aici am înțeles că frumusețea este născută de frumusețe. Lumile tale ascunse în lumile mele devin permanent transparente. Acum respirația nu este sacatată. Libertatea se măsoară de la balcoane, sigură și singură. Foarte frumos. Mai citește-ne dacă mai vrei. Citesc, că, sigur. E păcat să nu ne bucurăm și de poezie, pentru foarte că mare plăcere. Motivul pentru care ne-am întâlnit. E bine că poezia, cum să spun, definește cumva și motive pentru aceste întâlniri. Da. Da. Am să citesc o poezie care se numește Întoarcere. Mă întorc în mine de fiecare dată prin același loc. Șanțuri prin care toate se răstoarnă în propria incertitudine. Felul în care frumusețea ei tăia urțenia lumii o făcea mai albă în zilele calde ale unei toamne, prin care ne plimbam cu autobuzele și metrourile din București. Felul ciudat al serilor când adormeam în paturi diferite, în camerele unor hoteluri, toate se strecoară prin luciditatea mea. Aș fi putut să te iubesc, aș fi putut să vin mai repede. Niciodată nu m-au durut atât de tare toate. Într-o dimineață în care aerul era închis la culoare și toate hărțile universului erau desenate peste un cerceaf, cu care ne înveleam picioarele goale, am învățat să desenez toate băncile din parcuri. Viața mea era un cumul de hărți interioare. Timpul nostru de o frumusețe răpitoare trăit cu gura până la urechi. Mă întorc de fiecare dată în mine, peste liniile de tramvai, cimitirul Belu privit de sus, noi intuind zăpada înaintea altor forme de viață. Minunat! O să vezi și duminică, deci emisiunea se difuzează sâmbătă de la ora 17, dar o să poți asculta și duminica de la 19 pe Radio Vocativ, radio care emite de la Roma și în virtual, și extraordinar să aude poezia, mai ales la radio. Așa, când suntem și prezenți în imagine, noi distorsionăm o parte din mesajul, când o doar asculți, deja se... Uite, aici e ca și cum ne-am fi sfătuit dinainte și n-am făcut-o pe niciun fel de întrebare și pe niciun fel de subiect. Când eram adolescent, apropo de asta, nu publicasem încă o carte, n-am vrut să public în ziare din astea locale, fiind la Târgu Jiu, nu exista nicio revistă literară. Și am făcut foarte multă vreme, cumva, în fiecare vineri, exista o emisiune de radio care se numea Curtea cu Prieteni, care era realizată de un om extraordinar, Dumnezeu să-l ierte, Viorel Gârbaciu este numele lui, un adevărat promotor cultural la Târgu Jiu, a fost foarte multă vreme și directorul al Direcției pentru Cultură, Inspectoratului pentru Cultură, cum se numeau atunci, acum, iată, sunt 23 de ani. Anul ăsta făcea o emisiune despre poezie, care se numea Curtea cu Prieteni. M-a invitat prima dată, mi-aduc aminte, înaintea sărbătorilor de Paște din 2000. Și am rămas cumva prins în angrenajul acelei emisiuni, mergeam aproape săptămânal cu el. Și într-un fel sau altul era o emisiune care se desfășura la ultimul etaj al hotelului Gorj, care era una dintre cele mai mari clădiri din Târgu Jiu, cred că e cea mai mare și acum, nu cred că există. Da? La un moment dat liftul nu mergea, urcam pe scări. Și mi-aduc aminte cum m-am îndrăgostit de radio, că de fapt despre asta vreau să vorbesc și eu cred același lucru, că poezia cumva este strâns legată de această emisiune de radio, de aceasta, de o emisiune de radio, da. Pentru că e momentul în care m-am îndrăgostit cumva iremediabil de ceea ce înseamnă o emisiune de radio. E apropo de ce fac astăzi sau ce mi-aș dori să fac pe viitor, mi-aș dori la un moment dat să mă întorc la radio. Când eram student, am venit cumva într-un proiect pe care îl definitivaseră doi colegi de-ai mei de la Politehnică,
un radio în complex studențesc din Timișoara și am făcut emisiuni culturale la acest radio, care se numea Radio Complex. Și am rămas cumva și rămân tot timpul, eu nu neapărat că mă bucur foarte mult că ne-am văzut astăzi și cred că e important și pentru poezie și pentru literatură să se vorbească și pe imagine, dar într-adevăr și eu cred că radio are un farmec pe care nu poate fi, cum să spun, înlocuit de nimeni și de nimic. Așa e și cu poezia în literatură. Uite, da, că aici este, adică nu se poate fără ea. Ok, nu are rolul principal, nu este în centrul atenției, dar este cumva lumina care ne așteaptă de fiecare dată. Apropo că m-ai întrebat ce înseamnă acest titlu. El e cumva împărțit, cartea e împărțită în trei capitole. Prima carte pe care am împărțit-o așa, ea se referă la lumea ta, e lumea ta, lumea mea, lumea ei, lumea lor și așa mai departe. Lumea în care fiecare dintre noi trăim, pe care o definim în vari feluri și în diverse forme. Carnea mea e până la urmă construcția pe care fiecare dintre noi o avem și care, într-un fel sau altul, încearcă să definească, repet, valorile care ne dau cumva sens în lumea asta. Și evident că, din foarte multe puncte de vedere, partea teologică, partea care ține de Dumnezeu, pentru mine este foarte importantă și va rămâne cumva sensul pe care fiecare dintre noi, din perspectiva mea, îl are pe această lume. Iar oasele noastre sunt cumva ultima urmă pe care o lăsăm într-un fel sau altul pentru totdeauna prin locurile prin care am trecut. Nu mă refer strict doar la oase, dar într-un fel sau altul, repet, lumea asta e cumva stăpânită de impresia noastră că putem să controlăm anumite lucruri. În fapt, singurele lucruri pe care putem să le controlăm sunt cele pe care putem să le definim noi și ele, evident, fără Dumnezeu, nu au absolut niciun sens. Asta este cumva filozofia acestei cărți și, cum să spun, lumea în jurul căreia ea se învârte, gravitează și încearcă să genereze, repet, această conștiință a mea că indiferent unde suntem, chiar dacă discutăm de literatură, chiar dacă discutăm de spațiu public, de, cum să spun, de activități pe care le avem și care sunt cumva sursa noastră de ne alimenta credința că putem să schimbăm anumite lucruri în bine, toate lucrurile astea trebuie să fie definite de un sistem de valori. Și în sistemul ăsta de valori, cum să spun, speranța că mântuirea noastră, atât fizică cât și sufletească, are cumva șansa să izbândească la sfârșit, asta e cumva, cum să spun, liniștea care poate să definească chiar și, repet, lumea asta agitată în care fiecare dintre noi trebuie să-și găsească într-un fel sau altul sensul. Pentru că despre asta este vorba. Și eu cred că, pentru mine, poezia este nu neapărat o sursă de existență, cât șansa mea de a putea să mă definesc și a putea să îndeplinesc cumva lucrurile pe care cred că trebuie să le îndeplinesc, pentru că nimic nu e întâmplător, nu cred că vreunul dintre noi a venit, i s-a oferit această șansă de a veni în această lume fără să aibă un scop precis și fără să poată, repet, să apere valorile esențiale ale unei țări, iată că discutăm despre România, ale unui segment atât de frumos cum este poezia și mai cu seamă, cred că bucuria noastră, asta vorbeam la un moment dat, ce înseamnă poezia, ce înseamnă muzica, ce înseamnă radio. Bucuria de a ne întâlni, faptul că noi astăzi ne-am întâlnit și mie îmi face o deosebit de mare plăcere. Am ieșit cumva din sfera asta, că suntem și filmați, că să se uite și cineva la noi. M-am bucurat pur și simplu. Vorbeam în pandemie ce a pierdut, în fapt, lumea literară, ce am pierdut noi. Am pierdut acele întâlniri care, după momentul ăsta al scrierii, nici n-aș pune momentul apariției unei cărți, deși cărțile sunt fabuloase, sunt extraordinare. Dar momentul ăla în care ne întâlnim, în care, cum să spun, energia noastră frumoasă, energia noastră pozitivă trece și înfrumusețează pe fiecare dintre cei care sunt în jurul nostru, asta mi s-a părut extraordinar întotdeauna. Și poezia, ea fiind strâns rezegată într-un fel sau altul și de muzică și de, repet,
frumusețea asta naturală, care nu te costă nimic, dar pe care dacă reușești să o dobândești, cum să spun, sau care dacă reușești să o dobândești, te încarcă extraordinar. Asta mi-a lipsit mie atunci. Și repet, întâlnirile astea sunt extraordinare, tocmai pentru că lumea în care trăim n-are răbdare pentru absolut nimic, apropo de lumi, da? Lumea asta în care noi trăim nu ne dă posibilitatea nici măcar să ne bucurăm de, cum să spun, de lucrurile cele mai simple, care ni se pare întotdeauna că sunt la îndemână, că avem timp pentru fiecare dintre ele, că o să ne întâlnim, că o să se întâmple, și din păcate am constatat că la sfârșitul pandemiei o parte dintre oamenii în jurul cărora am gravitat, cu care ne-am întâlnit, cu care am trăit lucruri, că de fapt despre asta e vorba. Uităm să trăim lucrurile. Viața, într-un fel sau altul, nu trebuie doar traversată, trebuie și trăită. Așa e și cu poezia. Ți se pare că s-au înstrăinat oamenii după pandemie, așa că de nu neapărat, dar am pierdut o parte dintre ei și mă gândesc pur și simplu cu, și n-am avut timp nici să ne luăm la revedere, pentru că din păcate lumea spune mereu când cineva pleacă din această lume, spune n-am avut timp să ne luăm la revedere, niciodată nu avem timp să ne luăm la revedere. Așa, chiar și Zaharia Stancu spunea să nu ne certăm că nu avem mai timp să ne împăcăm. Da, de certat nici nu poate fi vorba, dar repet, aș vrea să avem satisfacția că ne-am permis să ne bucurăm împreună de foarte multe lucruri, și întâlnirea de astăzi, din punctul meu de vedere, aș trata-o și aș cataloga-o ca pe o bucurie și cu o șansă că, repet, așa noi ne întâlnim, ne salutăm, dar n-avem timp niciodată să stăm. Așa, și să ne cunoaștem. Găsim, da, găsim o șansă mai mare în a defini lucrurile în astfel de întâlniri. Da, uite, așa este, Andrei, sunt total de acord. Mă uitam la titlu, că îl vedem amândoi pe burtieră, și mă gândeam așa, că poezia izvorăște din lumea ta, de acolo, carnea, poate fi numită chiar carnea ta, poezia asta scrisă în material, iar oasele noastre pot fi cuvintele. Da, cum vezi adevărat. Așa la o reinterpretare? Uite, pot să, am să spun ceva pe care știe foarte puțină lume. Eu am avut foarte mari satisfacții cu Călin Vlasie ca editor. Am scos două cărți, Regula Timidității și Prin Închisori și Prin Libertate, două cărți foarte bune, cred eu. Și îmi aduc aminte, apropo, și o să ajung imediat la cartea asta, când i-am dat manuscrisul pentru Prin Închisori și Prin Libertate. S-a uitat, trebuie să facem niște corecturi. Mie, dacă îmi făceai chestia asta acum 20 de ani, nu știu, era, îmi destabilizai tot sistemul de valori. Acum abia aștept să-mi zic un editor, nu e bine. Hai să tăiem, hai să schimbăm. E un semn de maturitate. Da, și îmi spune de îmbătrânirea, zice eu, ești drăguț. Și îmi zice, nu-mi place titlul. Trebuie schimbat, ce e asta, ce legătură are asta cu poezia, nu e bine, nu știu ce. Tu îl pusese așa cum a apărut, nu? Da, eu, okay. Titlul, cum să spun, e titlul primului text din carte. Uh-huh. E o carte pe care am început să o scriu în Mexic. Am povestit asta pentru o revistă de la Iași care vrea să scoată un număr despre mine și așa mai departe. Și am scris zice texte. E cumva eliberarea celor oameni și nu doar a lor, bucuria lor și așa mai departe. O bucurie pe care o regăsești foarte greu în anumite zone contemporane. Și la un moment dat o să-ți schimb eu titlul. Nu l-a schimbat. Până la urmă a zis, e bun, e mai bun ăsta al tău. M-am gândit la cea, dar e mai bun ăsta. Și acum e adevărat, i-am trimis această carte acum un an și jumătate. Și titlul era în felul următor, eu vreau să recunosc că asta este realitatea. Titlul era, lumea mea, carnea ta, oastele noastre. Așa era titlul și Vlasie mi-a zis, nu e bine, se creează niște lucruri, nu e bine, trebuie schimbat, pus invers. Așa. Și lui datorez și foarte multe lucruri care s-au schimbat pozitiv în ceea ce privește textele. Prima dată mi-a spus, e bine, nu trebuie modifică nimic, eu am zis, mai citești odată, că nu-mi place chestia asta, ce mi-ai spus, mai uite odată. Și da, mă îngrijora pentru că, cum să spun, noi nu avem cum să avem capacitatea să definim foarte bine. Mi-am dat seama, lucrând în editură și eu o perioadă, după aceea conducând editura Institutului Cultural Român, că nu poți să fii atât de obiectiv pe cât ar trebui în momentul în care e un text pe care l-ai scris tu. Și îmi îngăduie această libertate și vreau să o am în continuare, de a da posibilitatea celor care au un ochi mult mai vigilant și mai exigent decât mine să facă lucrul ăsta. Acum, întorcându-ne, evident că ea poate să fie, este, cum să spun, o să vadă cei care citesc cartea că cumva aceste capitole interferează unul cu celălalt. Da. Pentru că sunt definiții ale cărnii, ale oaselor, de fapt, asta e o ușoară obsesie a mea de când am început să scriu asta, oaselor și a
cum să spun, a finalității, a lucrurilor care rămân cumva fără carne. Că până la urmă, carnea este cumva forma care definește cel mai frumos structura noastră de rezistență. Oasele sunt și rezistență, sunt și urme, sunt și șansa noastră, cum să spun, spre mântuire până la urmă. Pentru că noi trebuie să rămânem cumva, cum să spun, înrădăcinați în lumea asta în care trăim. Și apropo de România, România, lăsând la o parte că e țara mea și o iubesc foarte mult, este și locul în care au rămas și s-au, cum să spun, s-au înrădăcinat oamenii care m-au definit pe mine ca personalitate, ca educație de-a lungul timpului. Și atunci, evident că o dezrădăcinare a mea de spațiul ăsta, de lumea asta, este imposibilă. Da, și Andrei, mai citește-ne din fiecare, ele sunt separate. Sunt separate, citește-ne, da. Citește-ne câte una din fiecare, că mai avem câteva minute și păcat să nu ne bucurăm de poezie. Am să citesc, uite, citim primul text din primul capitol. Da. Carnaval exterior, nimeni nu dansează, brațele sunt întinse pe lângă corp. Noi suntem formați din două lumi, lumea noastră exterioară respiră prin pielea noastră. Urmele articulează senzațiile de cald sau de frig, de ură sau de iubire. Spațiile se dilată și corpurile freamătă, se opresc din orice mișcare. Ochii sunt singurul câmp de luptă, ca un oraș abandonat, în care războaiele nu se termină niciodată, ca o cetate prin zidurile căreia nu iese nimeni niciodată. Ne putem recunoaște după gesturi, de aici nimeni nu vede, nimeni nu uită. Ți-am spus, totul fără limită, totul fără timp. Nu este nevoie să atingi ceva, trebuie doar să respiri adânc. Nu ai timp să mergi pe bușbâite, trebuie doar să crezi. Aceasta este libertatea, respiră prin toți porii. Timpul meu se întinde ca pielea, uneori uniform, alteori prin riduri. Univers care se deteriorează constant, dar viața noastră este acum și toate se închid în ochii ei. Deci asta este un text din primul din capitol. Am să citim unul din carnea mea. Uite, am să citesc Carnaval interior. Sunt două texte pe care le-am scris pentru un proiect care până la urmă nu s-a definitivat așa cum mi-aș fi dorit eu și textele fac astăzi parte din această carte. Carnaval interior. Sub carnea ta sunt oase albe. Fiecare dintre ele are povestea lui, suferința și eliberarea sa. Câmpuri uriașe de oameni care au în interiorul lor o inimă care bate cu intensitate fiecare ritm, fiecare măsură. În tine nu se face niciodată noapte și cu toate acestea, tot carnavalul citadin se ascunde. Și acum să citim un text din oasele noastre. Da, am să citesc ultimul text, pentru că de cele mai multe ori ultimele cărți, chiar cele pe care le-ai amintit tu, încep cu titlul cărții, adică e un text care are ca titlul volumului. Da. Ultimul text se numește Răsărit. Când bați cu pumnii în fiecare dimineață în pereții interiori ai inimii, se varsă toate gălețile cu apă vie din inima ta. Împărțită în neliniște și teamă. Până să răsară soarele, se topesc toate tensiunile. Timpul prezent este uitat, este sufocat și eliberat. Nici asta nu poți să uiți. Te revoltă definitiv, până ce scările se sparg în cioburi mari deasupra ta, ca niște cruci transparente și clare. Minunat, Andrei, îți mulțumim pentru... Eu îți mulțumesc pentru invitație, a fost o bucurie. O să te rog să-mi și scrii sigur, după sigur, aceea pe sigur, el ceva. Sigur. A fost o bucurie și, repet, bucuria e cea care trebuie să primeze, pentru că toate celelalte trec. Nu suntem noi nici cei care am definit lumea, nici cei care o să o stăpânim. Și, repet, literatura și poezia, în primul rând, din perspectiva mea, înseamnă bucurie, înseamnă bucuria întâlnirii, bucuria regăsirii și bucuria asta trebuie să ne conducă întotdeauna către adevăr, care este unul singur de fiecare dată. Să citesc și ce spune Nicolae Manolescu, lumea ta, carnea mea, oasele noastre, un parcurs neobișnuit astăzi de la o lirică de Tibron Sardian, în care accentul cade pe admirația față de frumusețea femeii adorate, asociată cu ideea caducității tuturor celor omenești, la vechea temă creștină
a oaselor perene. Originalitatea poeziei lui Andrei Novac constă în tandrețea cu care zugrăvește trupul femeii în carnalitatea erosului, spune marele critic literar Nicolae Manolescu. Foarte frumos, dragi prieteni, căutați acest volum în librării sau comandați-l de pe internet, cum se practică în zilele noastre, pentru că și internetul e extrem de util în astfel de cazuri, cartea ajunge repede la Easybox, de unde o luați uneori chiar în aceea zi în care ați comandat-o, alteori a doua zi. Felicitări, Andrei, pentru carte, pentru tot ce faci, succes în activitatea ta guvernamentală. E bine să fie tineri care, uite, iubesc viața, literatura, poezia și... Păi asta le definesc, da. Și atunci n-avem încotro. Automat le și iubim. Așa e, și te rog să mai vii și la emisiunii viitoare, să scrii și să rămâi aproape de tot ce înseamnă fenomenul literar de care de altfel faci parte. Mulțumesc încă o dată. Eu mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc echipei tehnice, lui Marius Meteleanu și lui Robert Hrom. Mulțumesc lui Valeriu Barbu de la Radio Vocativ pentru preluarea emisiunii. Tuturor o sâmbătă cât mai frumoasă, respectiv o duminică cât mai frumoasă pentru cei care ascultă emisiunea. La revedere!